care e diferența între un om mare și un om mic? Depinde la ce te referi. Om mic adică copil? Nu neapărat. Adică oameni de aia care au probleme și sunt mai mici? Nu, fizic. După înălțime? După înțelepciune? Bravo! Excelent răspuns. Cum este un om care urăște? Rău, foarte și mic. Despre asta e vorba. De ce se întâmplă asta oare? Că câteodată nu-ți place de un om. Înțelegi? Încerc. Și asta înseamnă că... Dar n-ar... cu ce ar trebui să... Sau nu-ți place niște chestii. Poate nu știe mult. Un om mic în sufletul lui. Poate nu iubește, poate nu are prieteni. Și un om mare? Prietenos. Iubăreț. Deștept. Este mai înțelegător și mai bun. Cei mai mari încerc să facă lucruri bune și să ajute oamenii și cei mai mici încearcă să-i descurajeze să le facă lucruri rele. Un om mare poate fi mic? Nu. Dar un om mic poate fi mare? Da. Dacă ce? Dacă papă.